Mărturiile despre răpirile extraterestre sunt numeroase, însă nu toate relatările merită atenția opiniei publice. Vă prezentăm astăzi cele mai credibile cazuri de răpiri, situații pe care investigatorii, psihologii sau medicii nu au putut să le contrazică. Unii dintre subiecții acestei ediții eveniment au căpătat probleme medicale grave, altora le-a fost distrusă reputația, dar nu au renunțat la adevărul lor, contactul cu ființe venite de pe alte planete sau stele din univers. De ce răpesc extratereștrii oameni? O întrebare la care va încerca să răspundă astăzi unul dintre cei mai experimentați ufologi români, Dan Farcaș, șeful ASFAN România. Doamnelor și domnilor, începe aventura! Începe episodul cu numărul 18 din serialul Istoria Secretă a Umanității. E bine, un serial mult așteptat, Istoria Secretă a Umanității continuă, episodul cu numărul 18 și săptămâna viitoare, săptămâna premergătoare sărbătorilor Paștelui, avem o mega ediție. Astăzi ne concentrăm pe contacte periculoase, răpiri și, dacă avem timp, proiecte secrete. E bine, domnule Farcaș, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Nu pierdem timpul, știu că avem povești sau istorisiri extrem de interesante cu detalii și amănunte pe care telespectatorii le așteaptă. Avem și imagini inedite, în unele cazuri în premieră. Începem cu povestea OZN-ului din Falcon Lake, cazul Stephen Michalak. Nu știu dacă pronunția e corectă. Da. Un geolog amator care pe 20 mai 1967 se afla lângă Falcon Lake, lângă lacul Falcon. Acesta e personajul pe care noi îl vedem deja pe video, în platou, putem deja să facem ferestrele. La un moment dat, el a spus că a văzut câteva gâște aparent fugărite de două obiecte luminoase zburătoare în formă de trabuc. Curând, cele două obiecte s-au despărțit, un trabuc a zburat, al doilea a aterizat pe o terasă stâncoasă din apropiere. Michalak spune așa că aerul era cald, mirosea sulf în preajma lor. Schițele pe care le-a făcut el în urma evenimentului fac parte din colecția Universității din Manitoba în acest moment. Țigara misterioasă zburătoare a scos sunete zumzuitoare și șuierături. Obiectul era fierbinte la atingere, atât de fierbinte încât i-a ars vârfurile mănușilor și avea impresia că din interiorul obiectului se auzeau voci. Michalak a avut norocul să observe în interiorul obiectului printr-o ușă deschisă, se aștepta să vadă o echipă de piloți militari americani, dar a văzut puțin mai mult decât un panou de lumini intermitente înainte ca ușa să se închidă. Dintr-o dată obiectul a început să se rotească și din exterior navei a ieșit un gaz fierbinte, arzându-l pe abdomen. După cum vedem, în aceste imagini, arsurile au o formă foarte bine conturată. Pe imagine nu se vede foarte bine. Pe cea de dinainte s-a văzut. Era o imagine în care el era culcat. L-am văzut, a fost mai devreme. Așa, aici se vede că sunt niște puncte exact, așezate... Deci, măcar patru rânduri de puncte, de câte patru puncte, iarăși aici se vede mai rău, poate dacă se dă contrastul, dar... Nu, mai avem un cadru. Mai avem un cadru și putem face... Uitați aici, imagine, aici. Uite aici, faceți un stop cadru, dacă se poate. Da. Deci, el era un geolog amator care umbla ca să găsească, mă rog, a închiriat o zonă în care făcea prospecțiuni. Uh-huh. Și așa s-a produs întâlnirea, unde el era foarte singur într-o zonă destul de întinsă. Când s-a apropiat de acel obiect așezat, spune că a auzit niște voci. Uh-huh. Și credea că, mă rog, e un soi de aparat de zbor. Și s-a apropiat și a pus întrebări să intre în legătură cu respectivii, în diverse limbi. Și nu i s-a răspuns. Atunci a văzut exact un panou, nuntru a încercat să pipăie și mânușile de cauciuc s-au topit. S-a închis ușa și aparatul a pufăit și și-a luat zborul. Se pare că în timpul ăsta, acolo în prima poză se vedea cel mai bine. Așa? În timpul acesta au fost niște raze care au imprimat această
înșiruire de, de puncte pe abdomenul său. Da. Și nimeni nu-și poate explica, poate că a fost un grătar sau așa ceva prin care ieșea aer fierbinte, dar e puțin probabil, mai degrabă e vorba de niște radiații. Al unui dispozitiv care avea niște, da, probabil, tuburi. Foarte des, foarte des cu OZN-urile se asociază radiații de tip microunde. Microunde care pot eventual să și topească. Ați văzut în ediția precedentă, vorbeam despre acel caz din Orășel, din zona Mării Baltice, german, care acum este, al cărui centru este în patrimoniu UNESCO în acest moment. Da. Și se spunea că după prezențele acelea care, acelor obiecte luminoase care au stat deasupra Bisericii Sfântul Nicolae din centrul orașului, în 1680, majoritatea locuitorilor care au asistat la fenomen s-au tot închinat și se întrebau ce Dumnezeu poate să fie, au avut, s-au plâns de durere de cap și de ușoare arsuri a doua zi dimineața. Da, da. Ei, în cazul lui, el spune așa că jetul de gaz i-a dat foc cămășii și pălăriei pe lângă vârfurile mănușilor de cauciuc care au ars. L-au lăsat cu arsuri de grad întâi pe abdomen. A fost tratat, a avut durere enorme de cap până la lișin, efectiv o perioadă. A transmis incidentul autorităților americane și canadiene. S-a dus la, și s-a evaluat fizic și psihologic la clinica Mayo din Minnesota. Clinica a stabilit că Michalak era sănătos. A rămas însă controversat pentru că la locul întâlnirii, de exemplu, s-a dovedit a fi, s-au constatat urme de radio 226. Deci, radioactivitatea este alt fenomen cu care se însoțesc OZN-urile. În cazul acesta, n-am subliniat suficient de bine că omul era bine îmbrăcat. Deci nu era pur și simplu, hai să spunem, o arsură pentru că a țâșnit abur sau ceva de genul acesta, ci efectiv a fost ceva care a trecut prin îmbrăcămintea lui și a lăsat o urmă destul de bine vizibilă, care pe urmă a dispărut după un timp. Bun, a rămas însă un caz dintre multiplele de acest tip de contacte cu posibile OZN-uri. De această dată OZN-uri în formă de trabucuri. Am tot văzut astfel de povești până și în recentele episoade pe care autoritățile americane nu le-au ignorat și le-au dat publicității, nici nu mai aveau ce să facă pentru că unele au fost filmate. Au existat obiecte în formă de cilindru, de exemplu, care puteau să apropie de forma trabucului pe care a văzut-o Michalak. Cilindru sau bomboană tic-tac. Da, genul tic-tac, da, capsule tic-tac. Michalak este un caz interesant, credibil, tocmai pentru că omul era geolog, un om cu o pregătire serioasă. Da, da. A avut niște arsuri, deci nu vorbim aici de un personaj care suferea de un posibil delir sau avea episoade de tip depresiv. Adică sunt niște urme vizibile al unui contact. Da, și zona unde s-a întâmplat asta a fost ulterior examinată de către autorități. Deci, practic, au considerat inclusiv autoritățile un caz credibil. A rămas unul dintre fenomenele neexplicate din Statele Unite și extrem de credibile în istoria întâlnirilor cu OZN-uri, pe care, sigur, și noi astăzi îl menționăm în serie, în episodul nostru. Michalak, așadar, e un prim caz din această ediție pe care vă invit să nu o ratați, pentru că urmează, aveți și imagini de altfel extrem de interesante. Unele dintre cele pe care le vedeți în dreapta ecranului sunt noi, sunt în premieră națională, cred că toate de altfel, dar sunt recente, asta voiam să zic, sunt niște fenomene. Ar fi bine să le vadă și domnul Farcaș din când în când, pe lângă Michalak l-am depășit, pentru că sunt niște chestii foarte tare. Uite, de exemplu, aceste secvențe aș vrea să-l rog să-mi explice cele două luni. Poate să fie parhelie, nu? Fenomenul cunoscut. Deci asta nu pot să-mi dau seama. Ar putea să fie... Deci sunt foarte multe tipuri de iluzii cauzate fie de... Ăsta este mult prea evident, dar Dumnezeu știe dacă e fake sau e... Da, bănuiesc despre cazul ăsta. Este incredibil de clar, practic, filmat. Însă avem niște apariții extrem de interesante. S-a întâmplat că
în podul persoanei care a făcut această filmare, da, s-a găsit o machetă. Acum, el se jură că macheta n-are nicio legătură cu ceea ce a filmat. E undeva în zona Golful Mexic, în apropierea unei baze militare. Unde tot timpul sunt astfel de evenimente. Da. Trecem la cazul Cash Landrum, un alt caz extrem de spectaculos. La sfârșitul anului 1980, undeva în 29 decembrie, în jurul orei 21, foarte multe imagini spectaculoase pe care le văd pe micul ecran, sunt chestii foarte tari. Acum, eu îmi permit să fac o mică statistică. Așa. Cam 10% din astea sunt chiar adevărate. Dar chiar dacă 10% sunt adevărate, înseamnă că e enorm. Gândiți-vă câte sunt pe TikTok. Uitați-vă aici. Poate să fie un aparat militar. Este foarte mare însă și jos e o mulțime de oameni care se ar putea fi un avion văzut venind către, dar oricum, e puțin probabil, pentru că obiectele de pe margine ba dispar, ba apar. Da. Este interesant, ar trebui foarte bine studiat. Pe 29 decembrie revenim la acest caz, cazul Cash Landrum. Doamnelor și domnilor, 1980, în jurul orei 21, Betty Cash, de 51 de ani, avem imagini cu doamna, avem un material mai târziu cu altă Betty, cel mai faimos caz de răpire. Betty Cash, de 51 de ani, conducea pe șoseaua rurală, îi se dă și numele, 1485, la vreo 50 de kilometri de Houston, din Texas, o mașină Oldsmobile Cutlass, în care se mai găseau Vicky Landrum, de 57 de ani, și nepotul ei, Colby, de 7 ani. La un moment, drumul a fost blocat de un obiect luminos, enorm, având forma de diamant, care plutea pulsând la vreo 60 de metri deasupra ei, deasupra carosabilului. Betty Cash, fascinată, a oprit automobilul, a coborât să vadă mai bine ce se întâmpla. După câteva minute, obiectul s-a înălțat, s-a îndepărtat, iar martorele au reluat drumul. Brusc, asta este foarte important, cerul s-a umplut de elicoptere. Martorele au numărat 23, unele cu însemne militare și cel puțin câteva pe care ulterior le-au identificat a fi de tipul CH-47 Chinox cu două rotoare. Da. Elicopterele au fost văzute de azi localnici, mă rog. Da, aș vrea să te oprești de aici. De aici se întâmplă lucruri. Și vreau să te oprești aici. De ce? Pentru că aș mai vrea să dau câteva detalii. Deci, ele două erau... Betty și Vicky. Betty, da, Betty Cash era proprietarea unui mic... magazin, unde era angajată prietena ei, Vicky Landrum sau Landrum. Și ele fiind foarte prietene, au ieșit, era în preajma, în zona cea Crăciun, Anul Nou, au ieșit să meargă undeva să se distreze și au luat pe nepotul lui Vicky Landrum cu ei. Și întorcându-se... Nu, asta este Betty, Betty Hills, nu. Vorbim de Betty Cash și cazul dinainte pe care l-ați arătat. Da. Cel de dinainte. Da, avem două Betty. Da, două Betty, și, să nu greșim. Da. Și când a apărut acest obiect, la câteva sute de metri în fața lor, bloca șoseaua și zice că țâșneau niște... flăcări, cumva, din partea de jos și când țâșnea, obiectul sălta, pârmă iar se lăsa încet în jos, iară țâșnea, iară sălta și joaca asta a fost de câteva ori. Betty Cash, care era mai credincioasă, era ferm convinsă că asistă la sfârșitul lumii și la a doua venire a lui Isus. Deci ea a stat afară în extaz, așteptând
să se întâmple, mă rog, miracolul să se împlinească. Da, putem să dăm imagini cu elicoptere și cu zeneuri, da, că știu că avem un astfel de da, și folder. În același timp, Vicky Landrum, ceva mai prudentă, a luat și copilul și au intrat amândouă în mașină, Betty Cash rămânând afară și încă mai uitându-se. La un moment dat, obiectul a dispărut, a plecat și atunci ea a urcat la volan, dar spune, mașina era atât de fierbinte și revin din nou la povestea cu microunde sau ceva în genul acesta, încât a trebuit să apuce clanța cu mâneca hainei, pentru că altfel n-ar fi putut să prindă. Au ajuns acasă, bine mersi, în timpul nopții ei a început să-i fie rău, da, vomă, dureri de cap îngrozitoare, pielea înroșită, și a chemat ambulanța, a fost internată în spital, unde, mă rog, povestea asta nu spunea mare lucru medicilor, spunea asta aiurează, n-au putut să determine cauza, s-au zis precis, e iradiată cu ceva, dar nu se știe cu ce. Abia peste 3 zile a fost vizitată de cunoștințe, prieteni, da, zice, n-au recunoscut-o. Era atât de umflată și la față și peste tot. Vicky Landrum a avut și ea dureri de cap, stări de rău, arsuri, dar în mai mică măsură, ea fiind apărată în interiorul mașinii. Da. Ei, treaba a durat luni de zile până când și-au revenit cât de cât și au dat în judecat. Bineînțeles că ele au spus că au văzut și elicoptere, ale erau precis militare, deci au asistat la un experiment militar eșuat, probabil, sau în orice caz periculos, și așa, au cerut despăgubiri. Așa, da, au cerut despăgubiri de 20 de milioane de dolari. Exact. Procesul s-a prelungit. Mă rog, hai să zicem că cel puțin unii au fost de bună credință, au căutat în toate bazele militare din jur, nu s-a găsit absolut nicio dovadă că ar fi fost elicoptere în zbor, că ar fi fost un exercițiu, că ar fi fost un experiment. Și de la o vreme Betty Cash a făcut un cancer la sân, de care a și murit, mă rog, prin 97, dacă nu mă înșel. Deci, după 17 ani, s-a spus că probabil că a avut legătură cu... Iar Vicky Landrum a murit prin 2000 și nu știu cât. Da, asta este special aici. Deci a murit și de cancer. Femeia a avut niște arsuri pe mână, care erau evidente. Da. Era o femeie serioasă, nu te puteai aștepta la ea. Proprietară, o femeie credincioasă, riguroasă, nu te puteai aștepta exact la ea, că vine cu povestea de asta. Înainte erau două femei extrem de vesele, extrem de deschise, absolut, extrem de dornice de distracții. Și după asta au devenit morocănoase amândouă, bineînțeles că... Viața li s-a schimbat. Sigur că au fost și supuse unor anchete speciale și unui un fel de oprobiu public sau unor rezerve ale unor, să zicem, segmente de populație. Betty, într-adevăr, a murit de cancer în 1998, la 17 ani de la acest eveniment, la 18 ani de la acest eveniment, aproape 18 ani. Și... a fost destul de bolnavă, ambele au fost destul de bolnave începând din acea zi. S-au confruntat cu probleme serioase de sănătate, deci practic Betty a trăit 70 de ani. Psihice în urma... Psihice, a trăit vreo 69 de ani Betty. Au trecut prin episoade, cum să zic, de natură psihiatrică, psihologică, ulterior, sau consiliere pentru a supraviețui. Vicky a murit însă în 2007, deci a trăit așa. Da. S-a ținut mai bine decât Betty. Da, ea a fost mai ferită. Mai ferită. Da, este una dintre poveștile spectaculoase de astăzi. În legătură cumva cu acest caz, ar putea fi
cazul Rendlesham, care implică forțe militare. Este un caz excepțional. Un caz din 1980. Eu aș mai vrea să fac o mică paranteză. Vă rog. Există un număr nu mare de cazuri de oameni care au fost răniți, exact ca și cele două pe care le-am arătat, și există un caz celebru în Brazilia, João Prestes Filho. Așa se numește. În 1946, într-un sat la 47 de kilometri de São Paulo. Omul a fost la pescuit, s-a întors acasă, trăia singur și când a vrut să se schimbe, mă rog, să meargă în sat, a văzut un glob luminos care a intrat după el în casă. Putea fi fulger globular, de exemplu. Un fel de fulger globular, dar noi cunoaștem multe cazuri de întâlniri cu fulgere globulare, din care, mă rog, n-a pățit nimeni nimic, eventual fulgerul globular a explodat cu mici pagube, dar nu ceva special. E bine, în cazul lui, el s-a ales cu niște arsuri, dar, mă rog, a zis, hai să meargă până la sora lui undeva. E, pe parcurs, încet, încet s-a simțit tot mai rău. Rudele l-au luat, l-au băgat în ambulanță și la ușa spitalului a murit. Tot corpul lui, el n-a simțit nicio durere, foarte interesant, dar tot corpul lui era fiert în întregime, în interior. În interior? Da. Deci, incredibil. Mă rog, și în exterior. Da. Pielea i s-a negrit. Deci a fost supus probabil unor microunde, însă de o manieră în care nervii n-au mai transmis durere. Este un caz care a fost studiat și răstudiat. Chiar și recent citeam un articol scris de un văr al lui, care a fost martor la eveniment și a descris ceea ce a apărut în presă, n-a fost exact așa, dar în linii mari a fost în felul acesta. Și tot în Brazilia au mai fost câteva cazuri în delta Amazonului, în 1977, în care săptămâni de-a rândul veneau globuri luminoase și au fost și cazuri mortale, au fost și cazuri de răniri, urmăreau oamenii. E cu totul altceva decât și, da, povestea și, fulgerelor globulare. La un moment dat, bine, n-au fost numai globuri luminoase, au fost și obiecte în formă de lentilă, de exemplu, sau de altele. Am avut, din păcate, a murit toamna trecută un prieten care a fost cel mai bun ufolog din Brazilia și care a obligat pe undeva, prin insistențele lui, a obligat toată conducerea armatei braziliene, mai ales aviația, ca să desecretizeze și au desecretizat mii de pagini, inclusiv legate de acest incident. Operação Prato, așa s-a numit, operația Farfuria. Și acolo deci s-a deplasat armata, o unitate mică de armată. Foarte straniu este că ofițerul care a condus treaba aceasta, la scurt timp după aceasta s-a sinucis, s-a spânzurat. Deci sunt niște lucruri macabre legate de... Asta este interesant la acest fenomen al contactelor cu extraterestrii. Da.
Și mă refer la cazurile credibile, că sunt și multe, să zicem, episoade de tip delirant, așa, în care personaje care poate dacă s-ar fi născut cu două secole înainte mergeau pe ideea că au fost posedate de nu știu ce ființe, acum mergeau pe ideea, e și asta o manie, o zonă maniacală, o zonă depresivă în care ai senzație tot timpul că te urmăresc niște ființe și ajungi să crezi că te-au răpit extraterestri. Sunt și astfel de cazuri, dar mă refer la cele credibile. Există situația în care s-au întâlnit cu ființe care nu, cum să zic, le-au tratat cu respect sau, mă rog, da. N-au dezvoltat. Uite, ai avut cazul la Rendlesham. Da, imediat vorbim despre el. N-au dezvoltat atitudini agresive și multe alte cazuri în care totuși subiecții sunt supuși unor examinări agresive sau suportă astfel de, cum să zic, episoade medicale. Rendlesham a fost... Dezvoltă episoade medicale. A fost o coincidență, s-a întâmplat aproape în aceeași zi cu cazul Cash Landry. Cu două zile mai devreme. Da. Pe 27 decembrie 80. Deci Betty și Landrum au fost în 29 decembrie. Da. La Rendlesham a fost observat un OZN chiar în exteriorul porților din spate al bazei RAF-ului și US Air Force de la Woodbridge, în Suffolk, Marea Britanie. Există marturi, există ofițeri, există soldați. Cazul, de exemplu, l-a înfuriat pe ministrul apărării engleze, care a explicat presii că autoritățile militare au disimulat deliberat aterizarea unui OZN pe solul englez publicului. Așa. Mărturia, de exemplu, lui cred că Charles Halt, care era colonel USAF, este următoarea. El era comandantul adjunct al bazei. Da. El zice așa, chiar după Crăciun m-am dus la postul de poliție și sergentul de serviciu a început să râdă. El a indicat că doi sau trei oameni declarasere că au văzut OZN-uri. În acest timp însă nu s-a înregistrat nimic. I-am cerut să o facă. Atunci când a sosit comandantul bazei noastre, am glumit amândoi. Niciunul din noi nu credea în OZN-uri, dar am decis să vedem despre ce este vorba. Înainte de a avea ocazia, două nopți mai târziu, comandantul bazei, însoțit de poliția de securitate, a sosit chiar în mijlocul unei sărbători de Crăciun tardive, alb la față, OZN-ul a revenit. Mi s-a cerut să anchetez, am îmbrăcat o uniformă utilitară și m-am dus într-un jeep către liziera pădurii. O duzină din oamenii noștri se afla deja acolo. Lămpile noastre de gaz nu funcționau și existau interferențe statice constante asupra radiourilor noastre, încât a trebuit să instalăm un releu. Domneau agitații uriașe, însă eram hotărât să le arătăm că toate astea nu aveau niciun sens. Am luat 6 oameni cu mine, le-am ordonat să mă urmeze pe jos în pădure, către un luminiș unde se presupune că a avut loc incidentul. Am găsit 3 urme pe sol echidistante, unele de altele și suficient de înfipte în solul nisipos. În interiorul zonei triunghiulare, unul din oameni a înregistrat pe contorul Geiger măsurători ușor superioare celor efectuate în exterior. Am luat un eșantion din sol. Deodată am văzut la est o lumină neobișnuită roșie ca soarele, de formă ovală, strălucind, dar în centru neagră, între 35 metri de sol, deplasându-se printre copaci. După luminiști se găseau un gard de mărăcini, câmpul, casa și grajdul unui fermier. Animalele făceau mult zgomot. Am alergat spre lumină până la mărăciniși. Mă rog, a tăiat câmpul, apoi s-a deplasat conform unui arc orizontal de 20-30 de grade. În mod straniu apărea ca oțelul în fuziune, scurgându-se într-un creuzet, ca și cum gravitatea ar fi făcut-o să cadă într-un anume fel. Deodată a explodat printr-o explozie zgomotoasă și s-a separat în 5 obiecte albe care s-au împrăștiat în cer. Totul, în afară de radioul nostru, părea să fi revenit la normal. Am observat la nord, poate la 20 de grade de orizont, 3 obiecte albe eliptice ca 1/4 din lună, dar un pic mai larg, având lumină albastră, verzi, roșii, efectuând mișcări unghiulare precise. Mă rog, povestea este foarte amplă și... Este, hai să zicem, cea mai spectaculoasă întâlnire OZN din Marea Britanie. Cazul Rendlesham. Da, cazul... Deci, da, asta e altceva. Așa ceva n-a fost acolo. Da. Asta o să vedem mai încolo. La răpire, da. Da. Deci... În cazul Rendlesham a fost, în primul rând, să spun despre ce... Erau două baze militare, Woodbridge și Bentwaters, între care era această pădure, Rendlesham. Amândouă bazele militare de aviație erau, bineînțeles, erau britanice, erau undeva la nord de Londra, dar erau închiriate...
americanilor, care aveau acolo avioane. Nu uităm că era cea mai fierbinte parte a războiului rece, ca să zic așa. Deci, în permanență se așteptau la un atac și acolo erau aceste avioane. Deci, în momentul în care mijlocul pădurii, deci între cele două baze, apărea ceva ciudat, automat trebuia trimisă o patrulă ca să vadă. Deci asta a fost în prima noapte, pe la ora 3, au trimis o patrulă din două persoane, au văzut un obiect triunghiular de 2 metri, care era pe niște picioare. Ulterior, a doua zi, au văzut că acolo era radioactiv. A reapărut și nici eu nu mai țin foarte bine în minte cronologia, dar la un moment dat, acest colonel Holt, care era comandantul adjunct al bazei, dar avansat imediat după fenomenul acesta, comandant plin, și care trăiește și la ora actuală, și o parte din lucrurile pe care le-ai spus că le-a declarat, le-a declarat ulterior până în 2010 sau chiar și mai încoace, el este invitat la diverse congrese de-astea și întrebat, domnule, totuși ce ai văzut acolo? Deci acest colonel a luat niște oameni cu el și a luat și un reportofon. Și în reportofonul ăla vorbește tot timpul ce vede. De ce? Pentru că voia să vadă dacă nu sunt niște situații speciale și reportofonul poate să devină martor pentru chestia asta. Foarte interesant, înregistrarea cu reportofonul s-a păstrat și este disponibilă, dacă cauți suficient, nu știu dacă pe net, dar în orice caz, înregistrarea este disponibilă. E unul dintre cele mai credibile cazuri. Vorbim așa, de dita mai, cum să zic, da, și gradații. Acolo, peste două săptămâni, cam așa ceva, parcă în 13 ianuarie, el a făcut un raport. A făcut un raport oficial în care descrie ce s-a constatat, ce a văzut el pe o pagină. Raportul, evident, secret, care a fost trimis, nu mă știu, la Ministerul Apărării al Marii Britanii, pentru că ei totuși erau pe teritoriul Marii Britanii, și cred că la Ramstein au mai trimis un exemplar, pentru că acolo era centru pentru avioanele americane. Ei, exemplarul de la americani a ajuns în Statele Unite și, într-o împrejurare ciudată, cineva a obținut desecretizarea. Englezii n-ar fi desecretizat-o, dar a devenit publică la vreo 2-3 ani după eveniment, a devenit publică în Statele Unite. Sigur că, pe urmă, omul a fost întrebat, după ce a ieșit la pensie, a fost și mai bine. Și ce vreau să spun? Cazul este discutat, paradiscutat, s-au scris nu știu câte cărți. De fiecare dată, din păcate, apar alți martori care mai spun și ei ceva, că au fost și ei acolo, că au văzut și ei, că l-au văzut pe colonelul Holt, că parcă a stat de vorbă și cu niște omuleți. Bun, ceea ce asta e folclorul neagă, care se creează unui astfel de eveniment. Că s-a văzut o scriere și unii au arătat ce litere au văzut acolo, etc. Deci aici intrăm în zona gri, dar fenomenul a existat și, sigur, așa cum ai și spus, la un moment dat s-a presupus că a fost o provocare din partea americanilor ca să vadă, să testeze vigilența și cu tare și cu tare. Deci, mă rog, însă cazul e greu de crezut că a fost o provocare în partea americanilor, că ar fi fost ceva mai amplu, da, și ar fi antrenat sisteme militare mai complexe. Cazul Betty și Barney Hill. Atenție, da, doamnelor și domnilor. Intrăm într-un alt capitol. Da. Intrăm într-un alt capitol, răpirile, nu? Răpirile. Deci, ce se întâmplă? În momentul în care întâlnești niște omuleți, vorbești de întâlniri de gradul 3. Da. Mai ales dacă omuleții sunt
adică nu mai ales, asta e definiția, sub 150 de metri. Dacă îi vezi la o distanță mai mare, nu mai e chiar întâlnire de gradul 3. Aș vrea să vă rupun înainte de a discuta despre acest material, despre acest subiect, să dăm un mic material, Roberta, ăsta pe care îl dăm acum ca off, că e tradus și să intre în atmosferă. Da, ăștia sunt soții. Noștri. Sunt soții care au trecut prin acest eveniment. Hai să dăm materialul și ulterior comentăm. I'm Betty Hill, and my husband Barney and I were the first to be abducted by astronauts from another solar system. What makes the Betty and Barney case so extraordinary is they're the first Americans to claim to be abducted. It's the first time that hypnosis was used to regress people to recover those memories. Betty wanted to understand this and to unlock the secrets, if you will, of everything that happened. I don't know where we are. I don't even know how we got here. I was afraid when I saw the men on the road. Men in the road? I've never been so afraid in my life. It seems pretty clear what the aliens were doing. It's a medical exam. The examiner has a long needle. And he put it in my navel. Do they keep coming back? Have they gotten what they want? Or is there a further motive? I believed we had seen and been a part of something different than anything seen before. Bun, e o introducere în ceea ce discutam acum, domnule Farcaș. Da, deci, ce face din acest caz unul credibil? E un caz faimos. E primul caz rând, de acest tip mediatizat în America. Să povestesc ce s-a întâmplat. Da. Era un cuplu destul de rar pe vremea aceea, el negru, ea albă, ceea ce încă nu dădea foarte bine. Erau lucrători în diverse asociații de drepturile omului și așa mai departe. Erau persoane extrem de serioase care și-au petrecut o vacanță în Quebec, în Canada, și se întorceau la sfârșitul vacanței, se întorceau în Portsmouth, o localitate pe malul mării, undeva în nord-estul Statelor Unite, și ei au calculat că o să meargă toată noaptea și dimineața, nici chiar dimineața, așa pe la vreo 2-3 noaptea vor ajunge acasă. Trecând printr-o pădure și șosea destul de puțin umblată, văd niște lumini. Pe urmă văd niște lumini mai aproape. Barney oprește mașina, iese, încearcă să se uite cu binoclu, vede ceva, intră în mașină, din toată obiectul e mult mai aproape. Pare să aibă geamuri. Din nou coboară, se uită cu binoclu, în dreptul geamurilor erau niște ființe. Se sperie, spune, ăștia vin să ne ia. Nu știu de ce. Intră în mașină, pornesc mașina și dintr-o dată se aude un sunet ca de diapazon și aici li s-a rupt filmul. Și-au revenit pe aceeași șosea, puțin mai departe, tot așa un sunet de diapazon a fost, și mergeau în continuare, ajung la Portsmouth, în locuința lor, și se uită, era cu 2 ore mai târziu decât ar fi fost normal să ajungă. Ăsta este așa numitul fenomen de lacună de timp. La vremea aceea era un caz, hai să spun, izolat. Ulterior s-a văzut că astfel de cazuri sunt nenumărate. Ok, s-a întâmplat, fiecare a încercat să-și vadă de serviciu, de viață, dar li s-a făcut din ce în ce mai rău și au apărut niște semne de boală atât de evidente încât a trebuit să intervină medicii și... Vise stranii tulburătoare... Vise, exact.
felul de și manifestări. Au ajuns în cele din urmă la un hipnotizator care vindeca oamenii întorși din războiul din Coreea, din Vietnam, pentru tulburări de acestea post-traumatice. Deci, care este esența vindecării? Ai o traumă, ai o contradicție care e blocată undeva în subconștient. Da. Ea produce niște simptome de depresie și de nevroză, dar dacă nu îi poate să iasă de acolo să se împrăștie, ea, deci această stare de nevroză o să persiste cu tot felul de simptome. Și metoda de a rezolva este regresia hipnotică în care retrăiești, deci scoți cumva din memorie niște elemente care până atunci au fost blocate, explici că, domnule, asta a fost, nu merită să îți distrugi viața pentru un incident care uite cum s-a desfășurat și, în general, dă rezultate pozitive. Se mai folosește regresia hipnotică și de către poliție pentru ca să își reamintească cineva. De exemplu, un martor a asistat la o scenă, dar nu mai știe foarte multe detalii. Și în regresie hipnotică retrăiește cazul, povestește și dă o mulțime de detalii pe care în regresia hipnotică le vezi, dar în stare trează nu. Ok, deci asta li s-a aplicat celor doi soți de către acest hipnotizator. Nu hipnotizator, el era profesor, el era medic, da, psihiatru, care aplica hipnoza. Și metoda a fost următoarea. Dr. Simon. Da. Metoda a fost următoarea. Erau luați separat pentru o ședință care dura un termen bine stabilit, pentru că la un moment dat obosește persoana. Se înregistra discuția între psihiatru și persoana hipnotizată pe bandă de magnetofon. De aceea ați văzut magnetofonul, se vede și acum. Și psihiatrul trebuie să fie foarte atent să nu strice întregul scenariu, adică momentul în care ai văzut cumva și niște, dacă pui o astfel de întrebare, ăla sigur o să spună că a văzut. Deși în realitate n-a văzut. Deci n-ai voie să pui astfel de întrebări. Cel mult poți să întrebi, ai mai văzut și ceva în afară de asta? Dar nu sugerez că a văzut ceva. Deci, cu niște întrebări pe care el le știa foarte bine, a reușit să facă un șir de ședințe separat cu fiecare. Nu mai intru acum foarte mult în detalii. Cert este că după vreo jumătate de an, când el a considerat că în linii mari a obținut tot ce trebuia să obțină, i-a chemat pe cei doi și au fost derulate aceste benzi. Am uitat să spun un detaliu. Când se termina ședința de hipnoză, se transmitea o sugestie și vei uita tot ce ai declarat cu ocazia acestei ședințe. Deci ei când erau scoși din hipnoză, nu știau ce au spus, dar era înregistrat pe bandă. La sfârșitul întregii proceduri, au comparat cele două declarații de pe benzi și erau extrem de asemănătoare. Deci, fără să intru în detalii, ei s-au văzut dintr-o dată cumva forțați să intre pe un drum lateral. Da. Acolo era un obiect
exact obiectul care îl văzuseră Pedro, era așezat într-o poieniță, au coborât niște arătări din... Ei erau paralizați și paralizați fiind, au fost luați și duși în interiorul acelei incinte, unde au fost supuși la niște examinări de tip medical. Acum, sigur că undeva este scris în detaliu... Da, ei au spus fost, că au fost examinați da. Aproape așa cum sunt tratate animalele separat, în laborator. Separat au fost da. Examinați și li s-a întâmplat și ceva ceea ce au declarat abia mai târziu, și anume, lui Betty se pare că i s-a recoltat un ovul. Iar lui Barney, spermă, cu un aparat special. Aceste detalii n-au fost devoalate din cauza stranietății, adică toată povestea era extrem de stranie, dar emite aceste detalii. Bine, cel mai credibil detaliu a fost cel legat de harta stelară pe care asta Betty a fost o altă poveste. A afirmat că a fost arătată de extraterestre. Ea spune că și-a aducea aminte de o hartă stelară, da. A reușit să deseneze harta stelară, din care cineva a dedus că asta este universul văzut din unghiul nu știu care și că punctul de unde este văzut, de unde sunt vezi, nu universul, stelele din zona noastră, că ar fi Zeta Reticulii, că de acolo au venit respectivii. Eu zic că iarăși intrăm în zona cenușie. Deci, este puțin probabil să vină din Zeta Reticulii cu niște nave de tipul ăla, cum a fost văzut. Dacă o să avem ocazia să vorbim mai mult, la ora actuală, ufologii de bună calitate nu mai admit ideea că de pe o planetă aflată la 10, 20, 30 de ani lumină au venit niște nave care se învârt în jurul Pământului. Și nu, este o treabă mult mai complicată, care trece în primul rând prin manipularea conștiinței noastre. Deci ne manipulează conștiințele. Poate să înscrie și amintiri false și... Deci treburile acestea, ulterior au fost multe alte răpiri. Da. Și au fost mii. S-a constatat statistic că așa. În jumătate din răpiri erau și niște elemente de natură inginerie genetică, așa cum s-a spus la Betty și Barney Hill. Deci, ulterior s-a văzut că ăsta n-a fost un experiment scăpat așa din zona gri, ci a fost ceva chiar real. Din păcate, Barney a murit de curând, adică în curând după asta, în 69 mi se pare că a murit, Betty a trăit până după 2000 și a dat multe declarații. Are o nepoată care a devenit o ufologă care a popularizat foarte mult cazul acesta. Dar cazul a avut, deja s-a scris în anii 60, deja s-a scris o carte foarte importantă atunci despre cazul acesta. Da, sunt și alte cazuri, poate chiar mai spectaculoase, cu siguranță mai spectaculoase, deși n-aveam cum să nu-l menționăm la capitolul răpiri, pentru că a fost primul caz mediatizat în Statele Unite. Deci a fost un caz mai special. Vorbim imediat despre povestea polițistului Schirmer. Este extrem de interesant. Da, eu... După pauză, trebuie să luăm o pauză, Schirmer chiar face o schiță a șefului echipajului extraterestru care l-a fi examinat. Vorbim de asemenea despre alte povești, cum e cazul Pascagoula, unul dintre cele mai mediatizate cazuri de răpire OZN
Avem multe alte povești extrem de interesante. Hickson, de exemplu, cu cele trei creaturi palide de 1,5 metri, iar o poveste deosebit de interesantă. Travis Walton, mai multe povești. Rămâneți cu noi, ne revedim imediat. Acestea sunt dosarele OZN, poveștile contactelor de gradul 3 în mod deosebit și al răpirilor, care reprezintă segmente importante din toată această, să zicem, legendă care s-a creat în jurul OZN-urilor. Se pare că extraterestrii nu doar ne examinează sau ne studiază de undeva de sus, dar uneori mai și intervin și în câteva cazuri chiar agresiv. Să știți că și românii au astfel de povești și le veți auzi săptămâna viitoare. Sunt fabuloase câteva dintre cazurile românești. Da. Săptămâna viitoare o vom dedica în exclusivitate cazurilor din România, pentru că sunt remarcabile. Nu știu dacă știați că ar putea fi o bază secretă OZN în lacul Vidraru. Așteptați săptămâna viitoare, vom vorbi despre asta. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva momente. Nu ratați ceea ce urmează după pauză.